După ce ați terminat de introdus la nivelul tuturor ierarhiilor acest text lorem ipsum, puteți să mergeți la prima pagină și o să introducem înainte de conținutul propriu-zis trei pagini, unde vor veni inserate ulterior cuprinsul, lista de figuri și lista de tabele. Pentru acest lucru, lăsați cursorul în dreapta frame-ului de pe prima pagină și inserați un manual break și de acolo un page break. Aici pe a doua pagină va veni cuprinsul. Inserăm un nou manual break de tip page break și vom insera aici lista de figuri. Și repetăm operațiunea cu insert manual break, page break pentru listă de tabele. Apoi vom defini stiluri de paragraf cu care să formatăm textul. Acest lucru se creează accesând meniul Format, Styles and Formatting. Iar pe această fereastră Styles and Formatting avem acces la stiluri de paragraf, stiluri de caracter, stiluri de frame, stiluri de pagină și stiluri de liste. Noi trebuie să alegem Paragraph Styles, primul buton din stânga sus. Căutăm stilul default, pornim de la acesta și utilizăm butonul din dreapta sus, New Style from Selection. O să creăm practic patru stiluri, unul pentru capitol, altul pentru sub capitol. Ok. Un nou stil pentru sub capitol și un stil pentru text normal. Voi alege aici în partea de jos Custom Styles ca să pot vizualiza cele patru stiluri definite la ora actuală și după ce le-am creat pe fiecare în parte, începând cu capitol, o să le modificăm din varianta lor default. Începem cu stilul capitol, care va avea ca next style text normal. Apoi la indentări și spațiere o să punem 2 inci deasupra, 2 inci de desubt ca să iasă în evidență textul capitolelor. Aliniere la centru, fontul Times New Roman Bold 24. Dacă lucrați cu centimetri, o să aveți aici 2,54 ori 2. Deci puteți să puneți fără probleme 5 cm. Ok. Apoi, sub capitol, clic dreapta, Modify. La Organizer, Next Style o să fie text normal. Astfel încât dacă dăm Enter după un capitol sau un subcapitol, să putem introduce conținut. Apoi la indentare și spațiere reducem la jumătate, respectiv un inch în cazul celor care lucrează în centimetri 2,54. Atenție cu virgula, dacă sunteți pe engleză, inclusiv pe tastatură sau la limba setată la program, trebuie să folosiți punctul. Dacă sunteți pe română, funcționează virgula. Rămânem centrat, fontul va fi Times New Roman Bold 20. Apoi la sub-subcapitol, clic dreapta, Modify. Next Style o să fie tot text normal. Indentare și spațiere 0,5 inch, respectiv 1,1,25 cm. Aliniere tot centrată, fontul Times New Roman Bold 16. Ok. Apoi, în final, textul normal, clic dreapta, Modify. Va avea în continuare tot text normal. La indentare și spațiere o să setăm pe 0 spațiul above și below paragraf. Și o să introducem o indentare a primei linii cu, să zicem, un inch. Da? Deci prima linie din paragraf, observați un preview aici, va fi indentată. Acel spațiu pe care îl lăsam noi când am învățat să scriem.
Alinierea o să fie justified, deci vrem să avem textul dintr-o parte în alta a paginii. Fontul va fi Times New Roman regular cu mărime de 12. La indentare și spațiere se poate seta și spațierea dintre rânduri, dar rămânem la single, este în regulă. Ok. Apoi vom merge în textul nostru, vom selecta fiecare nivel ierarhic. La capitolul 1, dublu click devine capitol. Textul respectiv este text normal. 1-1 devine subcapitol. Textul respectiv se selectează acel lorem ipsum și se atribuie stilul text normal prin dublu click. 1-2 subcapitol. Textul pe care îl selectăm va fi text normal. 1-3 subcapitol și prin selecție lorem ipsum, textul lorem ipsum va fi text normal. Capitolul 2 este setat pe capitol și așa mai departe. Spor.